Polițiștii susțin că a durat câteva săptămâni până când cei doi bărbați să își pună planul în aplicare. În interiorul fabricii, în timpul programului, au prelucrat fierul și au confecționat cuțite pentru plug, semănătoare sau grapă. Cum a ajuns fierul în mașină? Nu. Pentru agricultură? Pentru ce le folosești? Nu. De unde l-ați luat? Pe lângă componentele de utilaje agricole, polițiștii au găsit în mașina celor doi și 5 bucăți de țeavă și 4 de platbandă, pe care reușiseră să le scoată din unitatea în care lucrează. În scurt timp, o patrulă de polițiști de la ordine publică i-a prins în flagrant. Am surprins două persoane de sex bărbătesc în timp ce sărgeau mai multe bunuri din fier. Unul din acestea se avea în fabrică, celălalt afară în stradă. Ce s-a întâmplat cu cei doi? Cei două persoane au fost aduse la sediul poliției, vederea întocmirii de acte primătoare pentru infracțiunea de furt. Fierul a fost confiscat, iar societatea la care lucrează bărbații urmează să evalueze pagubele pe care angajații le-au produs. Polițiștii vorbesc de zeci de kilograme de fier. Ambii bărbați riscă să ajungă după gratii pentru furt calificat și cel mai probabil își vor pierde și locul de muncă.